Haideți să vedem de ce am plecat. Am plecat pentru că simțeam nevoia să merg la un alt nivel, îmi doream să învăț ce înseamnă industrie de film, de asta am plecat, asta am reușit să învăț foarte, foarte bine. Îmi doresc să lucrez iar în România, îmi doresc să lucrez în Franța, îmi doresc să lucrez în Italia, cu siguranță. Am să lucrez în America în continuare, am să lucrez jumătate de an acolo, jumătate de an aici, în Europa. Cred că asta se potrivește, mi se potrivește mie, pentru că culturile sunt foarte diferite și am nevoie să simt foarte mult din ceea ce sunt eu și din genele mele. Genele mele își cer drepturile, de fapt. Asta se întâmplă. Te iubesc. Sunt mort. Papers, Americans go. No papers, Americans don't go. Understood. Stopped into a church. I can help you. I would like to kiss you. Ce zice? Vreau să știe ce fel de muzică asculti. Important să fii membru al Academiei Europene de Film și mă simt foarte onorată. Am muncit mult ca să primesc statusul ăsta. Am fost juriu pentru premiile Emmy, am fost în juriu în foarte multe festivaluri mari de film. Te ajută cu cât ai mai mare networking-ul, cu atât te ajută mai tare să-ți oferi oportunități, acces, să fii cunoscut. Îmi place să vorbesc și îmi place să împărtășesc și cred că cel mai mult îmi place să fiu curioasă, îmi place să aflu cât mai mult și după ce aflu, simt că, bun, dacă nu fac lucruri pentru mine, măcar să le fac pentru ceilalți. Dacă nu am vise pentru mine, măcar să ofer altora mai mult, pentru că știu că am această capacitate și nu numai asta, dar îmi și place să ofer. Am noroc, m-am născut cu noroc, clar. Nu pleacă nimeni nu pleacă, nici tu, nici americanii, nimeni, toți stați aici cu mine! Pur și simplu tu nu înțelegi, așa ești tu, mă-n pizda, mătii! Ce fac acolo este, în fiecare zi văd un film, merg la foarte multe evenimente culturale, cunosc foarte mulți oameni, încerc să găsesc cât mai multe soluții ca să mă aflu pe platou, experimentez foarte mult natura, merg în foarte multe parcuri naționale, mănânc foarte puțin pentru că mâncarea nu este foarte gustoasă. Am grijă să nu mă îmbolnăvesc niciodată pentru că asigurările medicale sunt foarte mari. Acum 4 zile era să mă calce o mașină pe trecerea de pietoni și cred că era foarte grav dacă se întâmpla asta din punct de vedere financiar. Deci mai bine mă omora ca să scap. Unde știe că ești acum? Monica. E, unde știi că ești acum? La mama. Băi, iubi, mă. Bă, cum dracu ai putut? Nu te șoca, hai. Nu vă aduceți aminte? Nu. Ce? Încerc să găsesc oameni cu care am multe lucruri în comun, încerc să mă prietenesc cu mulți oameni din Europa. Încerc să fiu cinstită de față de fiecare experiență pe care o trăiesc și să nu fiu prea dură cu mine. Asta învăț mult. Experiența și CV-ul ajută enorm. Enorm. Da, nu ai decât un contact, dar de fapt ai un CV foarte bun, ai experiență mare și atunci ești pe altă poziție. Sigur. Dacă te pictii, tu prea crezi așa totul ce se zice, înțelegi? Și Miha prea te face prin toate, toate te face. Cine-i curva, Miha? Cine-i curva? De-aia te uite așa lățuțele lui. Miha, trebuie să-i zici lui Mihai că e un om, să știi. Destul de dificil. Eu încerc să, fiind în țara lor, încerc să îi respect, încerc să le respect cultura, să le motivez reacțiile, dar suntem extraordinar de diferiți. În Los Angeles există foarte multă dezumanizare, extrem de mult business, valorile sunt total diferite, pentru că sistemul lor este diferit de al nostru. Greu, foarte greu. Eu zic că e bine să insisti până în momentul în care simți că nu mai ai loc. Adică trebuie să ai un bun simț față de oamenii cu care te întâlnești și să găsești modele și feluri cât mai diverse să spui același lucru și să încerci să ajungi la ei. Nu știam absolut nimic. Absolut nimic. Și când nu știi nimic, poți să interpretezi lucrurile personal. Dar e bine să fii foarte matur și înțelept și să ai răbdare și să vezi exact care este contextul în care te afli. A trebuit să trăiesc pe pielea mea multe lucruri. Dar uite, mă simt foarte bine în pielea mea. E bine. Old couples. They know everything about life. Look at the history in their faces.
They've laughed, they've lied, cursed, they've cried. All in one lifetime. Maybe, just maybe, if you're lucky, we can take a photo like that. Off. Tot în America am fost invitată să fiu în juriu 2 ani la rând pentru premiile Emmy. Este foarte semnificativ. Și sunt multe lucruri care se așează una peste alta și în timp cresc. Și nici nu-ți dai seama de unde au venit. Dar e bine să fii deschis fiecare lucru care ți se oferă, să faci ce poți tu mai bine din el și să nu te îngrijorezi atât de tare cât tot ce o să iasă. Faptul că noi putem să conversăm acum și că eu am un microfon în mână și că sunt actriță, oh, mulțumesc. Nu contează cum arăți, bine, dacă ești o femeie atractivă sau un bărbat atractiv, se mai îndrăgostesc cu oamenii, dar nu contează. Contează ce ai de spus. Unii știu, majoritatea știu, sunt și oameni care nu au informații, dar noi venim într-o țară cu foarte puțină forță financiară, venim într-o țară care este ex-comunistă, fostă comunistă, și asta se simte în foarte multe lucruri. Și da, ai multă muncă de făcut datorită acestui lucru. Te simți uneori, eu m-am simțit, te simți uneori așa cum se simțeau afro-americani acum mulți ani de zile. Uneori te simți diferit. Experimentezi și asta. Depinde cum privești, nu trebuie neapărat să fie un handicap. Pur și simplu sunt lucruri pe care trebuie să le înveți, să le faci față și... Da, e mai dificil, dar nu știu, trebuie să ești cum ești. Știi cum e, ai un copil, e copilul meu. Ești copilul tău. Te accepți așa cum ești, vezi de ce e bine, îți dai motivații de ce e foarte bine să fii cum ești și încerci să înveți mai mult. Da, mă întâlnesc cu români, mă întâlnesc. Uneori și mănânc românește, că îmi place să mănânc. Da, sunt. Uite, este Mihai Mălai Mare, care a făcut film care a fost nominalizat la Oscar. Este Robert Arachelian, care este unul dintre agenții importanți de la UTA. Sunt oameni care au făcut lucruri foarte bune. Sunt. Cu una dintre cele mai mari profesoare din Hollywood, care este și cea care îl ajută pe Tom Hanks. Bine, și ajută foarte multe vedete mari. Costă $180 ora. Am muncit foarte mult, dar din păcate încă am accent. Până acum am avut șanse și noroc, dar va trebui să găsesc soluții.